Jocurile disponibile gratuit pe consolele Xbox ar putea avea, în curând, reclame, într-o mutare în care Microsoft încă își consideră opțiunile înaintea unei decizii finale. Microsoft ia în calcul să afișeze reclamele în jocurile gratuite de Xbox. Susțin sursele Insider, reclame care ar putea fi deja văzute începând din al treilea trimestru al anului. Conform acelorași surse, Microsoft nu vede reclamele ca o sursă proprie de venituri și, în fapt, nu va opri vreun comision din vânzarea și afișarea acestora. În schimb, reclamele sunt văzute ca o sursă de finanțare pentru dezvoltatorii care lansează jocuri gratuite în prezent și un instrument de motivare a și mai multor dezvoltatori care să ofere jocuri gratuite pentru Xbox. Compania americană este conștientă că reclamele ar putea irita utilizatorii, ceea ce ar putea avea repercursiuni asupra imaginii și vânzării propriilor console. De aceea, sunt vizate reclame care să nu întrerupă jocurile, ci să fie afișate în momente de pauză, precum în cadrul unui clasament afișat la finalul unei curse de mașini. În plus, Microsoft ar prefera să afișeze reclame puține și scumpe decât multe și ieftine, astfel că va lansa o piață privată prin care doar un număr limitat de branduri să poată cumpăra reclame în jocurile gratuite de Xbox.